În fiecare toamnă ne aducem aminte de dovleci pentru că este sezonul în care îi culegem. El este folosit nu doar pentru consumul alimentar, ci și ca element de decor. Dovleacului a fost închinat și un festival în care toți participanții se pot mândri cu roadele strânse. Luna octombrie ne demonstrează că în județul Dâmbovița cultura este la mare preț. Locuitorii comunei Vulcana Pandele au transformat dovleacul cel bun de plăcinte într-o emblemă a toamnei, continuând tradiția dovleacului cioplit în cadrul Festivalului Dovleacului. Festivalul Dovleacului la Vulcana Pandele, organizat de Căminul Cultural Izvor de Apă Vie, a ajuns la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul cultural a debutat joi 24 octombrie. Nu a lipsit expoziția de dovleci, alături de care florile toamnei, produsele culinare având ca ingrediente de bază dovleacul, expoziția etnografică cu atelier de lucru și, în ultimul rând, expoziția de fotografie costume populare au dat un plus manifestării. La fiecare ediție a Festivalului Dovleacului, referentul cultural Florina Voicu și sătenii din Vulcana Pandele vin cu ceva nou. La cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului de la Vulcana Pandele, ca noutate au fost producătorii agricoli din comună. Nu au lisit nici momentele artistice, cu micuții preșcolari din comuna dâmbovițeană Ion Luca Caragiale, grupul vocal folcloric Flor Dâmbovițene, ansamblul Fir de Dor și copiii din Vulcana Pandele pregătiți de domnul coregraf Dan Șetreanu. Au fost și surprize din partea Căminului Cultural Izvor de Apă Vie din Vulcana Pandele și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița pentru prima dată partener la acest eveniment. Au premiat toți producătorii agricoli care au contribuit la acest festival. Mă bucur din suflet că sunt alături de locuitorii din Vulcana Pandele. Am venit la invitația doamnei Florina, care este director al Căminului Cultural Vulcana Pandele. Am venit însoțit de ansamblu Flor Dâmbovițene al Centrului Județean de Cultură și de asemenea sunt prezent și ansamblu Fir de Dor. Am înțeles, este pentru prima dată când Căminul Cultural Izvor de Apă Vie din Vulcana Pandele primește un sprijin consistent de la Centrul Județean. Nu știu ce a fost înaintea mea, dar eu cu tot sufletul și nu este prima dată, e de-abia începutul în care mă voi ocupa foarte mult de această localitate, pentru că în această localitate este o femeie cu suflet mare care mi-a demonstrat că poate să facă lucruri mari pentru copii, pentru locuitori și de asemenea în viitor vom fi alături de ea cu tot ceea ce putem. Ne aflăm la Festivalul Dovleacului. Dar pe lângă produsele tradiționale din Dovleac, ce ne-am propus noi anul acesta, am dorit să promovăm producătorii agricoli din Vulcana Pandele și la început îmi răspunsese numai 6, dar spre surprinderea mea au venit peste 12 producători agricoli și sunt mult mai mulți în comuna Vulcana Pandele. Deși producția de dovleac nu a fost așa bogată anul acesta, totuși ați reușit să încropiți o expoziție. E, așa este, da, m-am străduit, dar din motive la Dumnezeu, așa, nu ne-a, într-adevăr n-a fost recolta prea bogată, dar eu zic că ce a fost mai special, am reușit să aduc în această colecție muzeală. Ați primit sprijin și de la Centrul Județean de Cultură. Da, pentru prima dată la acest festival al Dovleacului avem ca și partener Centrul Județean de Cultură și îngăduiți-mi cu acest prilej să-i mulțumesc domnului director Ionuț Cătălin Lăscaie că mi-a fost alături și m-a impulsionat într-un moment când eu credeam că nu o să-l duc la bun sfârșit acest festival. Și astfel, toamna nu este deloc un anotimp nostalgic, ci unul plin de viață, al oamenilor care muncesc și se bucură apoi de roadele muncilor în festivaluri ale recoltei. În finalul manifestărilor s-au adus mulțumiri și instituțiilor care au contribuit la promovarea valorilor culturale de la Vulcana Pandele. Locuitorii din Vulcana Pandele se roagă la bunul Dumnezeu să fie sănătoși și astfel și la anul se vor întâlni la Festivalul Dovleacului.